Dragi prieteni, v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața în Obiectiv. Ne propunem și de data aceasta să aducem în prim plan figuri noi, personaje noi, tineri. Și de data asta vom avea alături de noi o familie tânără. Ne bucurăm că și de data aceasta ne primiți în casele dumneavoastră și ne veți urmări și apreciem rugăciunile și sprijinul pe care îl acordați lucrării media. Dorim ca aceste materiale să fie de un real folos pentru tineri, pentru generația tânără, pentru bisericile noastre, să învățăm unii de la alții și să putem să evoluăm în viața de credință. Mă bucur și am onoarea să salut în mijlocul nostru, în studio, o familie tânără, Beni și Ana, bine ați venit! Bine ți-am găsit! Pentru început, aș vrea ca publicul de acasă să vă cunoască. V-aș ruga să prezentați așa, în câteva cuvinte, câteva lucruri despre voi, despre familia din care veniți, despre ceea ce faceți în prezent. Apoi, în decursul dialogului, o să aflăm mai multe lucruri, noutăți despre voi, dar așa câteva lucruri sumare. O las pe Ana să spună mai întâi. Eu sunt Ana, sunt din Câmpul lui Mușcel, am ajuns în București pentru facultate și acum lucrez ca medic rezident și provin dintr-o familie cu 4 copii și sunt cea mai mare. Da, eu sunt bucureștean de fel, numai că a trebuit să mă mut la 10 ani în Telorman. Acolo am copilărit până la 19 ani, după care m-am reîntors și locuiesc și în București. Fac parte dintr-o familie cu 12 copii, eu sunt cel mai mare și lucrez în domeniul IT. Mă bucur că Domnul ne binecuvintează și ne arată așa cum să mergem ca și familie și mă bucur că suntem familia Roșca și că el este acela care ne călăuzește. Și sunteți căsătoriți de un an, da? De un an de zile, da. Aproape un an. Acum pe 2 august facem un an de când ne-am căsătorit. Mulți înainte, Domnul, să vă binecuvinteze. Mulțumim. Mă bucur că sper să vă mai treacă așa emoțiile. Mă bucur că putem fi în acest cadru și putem să dialogăm. Și până la momentul acela în care v-ați cunoscut și cum ați ajuns să înțelegeți voia lui Dumnezeu să vă căsătoriți, aș vrea să aflăm împreună și cei care ne urmăresc să afle câteva lucruri legate despre copilărie, despre adolescență, tinerețe. Ce amintiri aveți din perioada aceea? Lucruri care, eu știu, poate și-au pus amprenta asupra vieții. Dacă sunt? Sunt multe. Eu crescut într-o familie cu 12 copii, eu fiind cel din tâi, din familie. Am amintiri plăcute. O amintire plăcută, să zic așa, era atunci când mergeam în slujire cu frații și surorile mele. Mergeam kilometri întregi așa pe jos. Nu aveam o mașină ca să ne putem permite să ajungem mai repede la biserici, dar era o bucurie așa să slujim pe Domnul și pe frații din comunitate. O amintire plăcută. Și amintirea asta o am și acum și e frumos când pun în practică ceea ce am văzut și în casă și în adolescență și mă bucur că Domnul m-a crescut într-un mediu creștin, să zic așa. Am avut o adolescență frumoasă, o copilărie frumoasă, mai ales cu atâția frați. Da. Sunt convins, da. Multe amintiri și multe evenimente, așa, în familie. Așa este. Ana? Eu, așa, ca o amintire frumoasă din copilărie și adolescență, erau întâlnirile de familie, când tata ne strângea pe toți la oaltă și făceam un fel de program de
biserica în casă și în timpul săptămânii și în weekenduri și asta ne-a legat ca familie și ne-a crescut pe noi ca copii. Fiindcă ai amintit și ați amintit de biserică, v-aș întreba ce amintiri aveți de la întâlnirile biserice, din activitățile pe care le făceați la biserică, în perioada copilăriei, adolescenței? Noi ori de câte ori mergeam în biserică și copii, aveam așa un program de închinare, cântece, versete. Toate trebuia să le spunem pe din afară, adică nu exista la noi caiet. Și oarecum ne-a pus și mintea la contribuție și pe de altă parte, cumva, tata a vrut să înțelegem și mai bine acel verset care spune strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și mă bucur că Domnul a lucrat și încă îmi amintesc și mai fredănesc prin casă cântece pe care le învățasem în copilărie și în adolescență. Și un lucru fain să spun așa e atunci când ne duceam pregătiți cu un program și fratele care predica poate avea un alt subiect față de ceea ce noi pregătisem, automat trebuia să schimbăm tema cântecelor. Deci trebuia să venim cu alte cântări față de ceea ce am repetat. Și știind atât de multe, să zicem așa, că le învățam pe din afară, aveam ce să dăm, indiferent de ce subiect era. Da. Cam în adolescență cu asta m-am ocupat și ne-am ocupat ca copii. Da. Cum era biserica acasă? Adică era ceva special? Nu era o greutate așa ca în familia voastră să vină mereu persoane noi sau străine sau acel deranj săptămână de săptămână? Părinții mei mereu ne-au învățat să fim primitori de oaspeți și în mod special tata are această bucurie când vine cineva și la adunare. Poate venea un frate în vizită, mereu era gata să-l invite și am fost obișnuiți de mici cu lucrul acesta. Și atunci a trebuit să vă obișnuiți. Dar a devenit o bucurie și pentru noi. Sigur. Acum aș vrea să trecem la un moment important. Și Beni și Ana am înțeles că voi proveniți din familii creștine și cu toate că proveniți din mediul acesta creștin și cu părinți care de mici v-au dus la biserică, pentru cei care ne urmăresc, ar fi interesant să afle modul în care voi ați conștientizat nevoia de pocăință, de întoarcere, de cunoașterea Domnului și de o relaționare în mod personal cu Dumnezeu și cum s-a produs, când s-a produs schimbarea asta, când ați conștientizat și ați făcut pasul acesta, pentru că unii consideră, sunt într-o familie de credincioși, e ok, sunt binecuvântat, e adevărat, sunt binecuvântați, dar relația cu Dumnezeu trebuie să fie una personală. Și de asta aș vrea să vă rog, așa, în câteva cuvinte, dacă puteți să ne ilustrați modul în care Dumnezeu a lucrat în viața voastră. Eu pe la vârsta de 12 ani începusem să conștientizez ce înseamnă păcatul, ce înseamnă lucrurile acestea care sunt din firea pământească, la nivelul la care îl știam ca copil, ca adolescent. Începusem să citesc Scriptura, îmi plăcea să citesc. La un moment dat am avut, să zic așa, o întoarcere la Dumnezeu la 14 ani. Și zic întoarcerea la Dumnezeu și o pun între ghilimele și o să explic de ce o pun între ghilimele.
La 14 ani, când am zis, mai dacă cei din jurul meu am văzut că se întorc la Dumnezeu, hai să mă întorc și la Dumnezeu. Și la întrebarea unui frate dacă vreau să mă pocăiesc, am zis și eu da. Dar, nu știu, în inima mea nu eram pregătit a renunța la viața de lume, să zic așa. Mă duceam la școală, aveam un alt caracter sau o altă atitudine față de cum o aveam în biserică. Adică era o viață duplicitară, o viață în care am înțeles mai târziu că nu e bună și nu e așa cum ar vrea Domnul să o am. O viață liniștită, o viață plină de pace și o viață, cum să spun, doar cu o singură mască, cu o singură față. Așa, și... O singură față, nu cu mai multe măști. Da, nu cu mai multe măști. Și am mers așa până la 18 ani, 4 ani de zile, în care doar știam că la un moment dat m-am întors și eu la Dumnezeu, dar schimbarea nu era în inima mea. Apropiindu-mă de vârsta de 18 ani, am cerut Domnului în așa fel încât să mai fie încă un moment de genul pe care l-a avusesem la vârsta de 14 ani, în care un frate să vină și să-mi spună, vrei să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta? Și Domnul a îngăduit să fie acel moment. La 18 ani, la un moment dat, după terminarea programului de biserică, a venit un frate și m-a întrebat, vrei să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta? Și am zis da. Și am zis da cu toată inima. Și de atunci a început și schimbarea în viața mea cu adevărat, pentru că voiam să mă schimb. Până atunci era doar așa, să fiu și eu la modă cu cei care se întorceau la Dumnezeu și... Să fiu în rând cu ei. Da, să fiu în rând cu ei. Dar îi dau slavă Domnului și îi mulțumesc pentru că mi-a răspuns la rugăciune și a venit momentul acela în care am fost așa pus înaintea faptului și am putut să spun da cu toată inima. Slavă Domnului! Pentru tine, Ana, cum a fost momentul acesta? La mine a fost când aveam vârsta de 12 ani, deși eram crescută și obișnuită cu mersul la biserică. Eram o fată cu minte, cum ar spune mulți, și nu ieșeam cumva așa din tipar, ascultam de părinți. Însă a fost o zi în care... Țin minte că era o zi de duminică, în luna noiembrie, și în care, după ce am venit de la adunare, eu obișnuiam să mă rog seara, dar o făceam pentru că așa m-au învățat părinții. Dar în seara aceea a fost ceva deosebit și diferit și am citit pasajul în care Domnul Iisus a fost dus înaintea lui Pilat și atunci... am realizat că e și pentru mine, că Domnul Iisus a murit și pentru mine și a fost bajocorit și pentru mine. Și atunci am început să plâng. Nu am înțeles de ce, adică am fost și ceva emoțional, dar am conștientizat că și eu personal trebuie să mă întorc la Dumnezeu și atunci a fost momentul marcant când... Da, asta e parte din adevărul esențial a Evangheliei, că și astăzi, la modul rațional, oamenii spun și cred că Iisus Hristos a murit pentru păcatele lumii, dar atunci când e să se identifice în mod personal cu Hristos și să accepte că Hristos în mod unic a murit pentru păcatele Lui, acesta e, practic, pasul decisiv și aici începe iertarea și pocăința reală, că jertfa lui Hristos este cea care e eficientă doar în modul în care fiecare, în mod personal, își recunoaște vinovăția. Cum a fost primită decizia de către părinți? Când am luat decizia aceasta, am mai luat-o cu alți frați și surori ale mele, adică în ziua aceea chiar a fost o sărbătoare în casa noastră. Țin minte și nu, cred că mă înșel,
7 din noi l-am primit pe Domnul Iisus atunci. Am venit acasă cu tata, mama nu era cu noi, era cu ceilalți mai mici acasă și a povestit tata cum a fost, ne-am rugat, am cântat și ce să vezi că la un moment dat Maria, care e sora mea a 8-a, al 8-lea copil în familie, a luat și ea decizia să-L primească pe Domnul Iisus, nu știu cât avea atunci, până în 10 ani. Și a fost o bucurie și mai mare, o bucurie dublă, și la adunare și acasă. Și a fost așa frumos. A fost bine primită, tata ne-a explicat de mici lucrul acesta, că trebuie să fie o schimbare, trebuie să fie un moment în viața noastră în care trebuie să luăm decizia în a-L urma. Și a fost așa o sărbătoare dublă în ziua aceea. Sunt convins, dacă ați fost atâția frați care v-ați decis în modul acesta de a-L urma pe Domnul, cum a fost la tine? Ai povestit a doua zi părinților sau în seara ce a aflat? Nu, că era 12 noaptea și erau toate luminile stinse în casă. Dar în săptămâna aceea știu că am povestit cu ei, s-au bucurat și tata mereu cu mine a avut așa o relație în care mereu dezbăteam și subiecte pe baza Scripturii și mereu aveam întrebări față de el și atunci m-a ajutat în procesul de maturizare. Asta e mare lucru atunci când ai de partea ta părinții sau cei din familie care te sprijină. Asta e o binecuvântare pentru că mulți n-au parte de așa ceva. Ce a urmat în viața voastră apoi, după momentul acesta? Ați vorbit de o schimbare. Cum s-a văzut schimbarea asta în viața voastră în mod vizibil în perioada imediat următoare? Ce schimbări ați văzut, modul în care Dumnezeu v-a schimbat? Eu, la mine, pentru că îmi plăcea să joc foarte mult fotbal și eram așa implicat și la școală și după aceea și la liceu. O schimbare pe care am văzut-o la mine și pe care am vrut din toată inima să o schimb era atunci când, nu știu, sunt foarte competitiv de fel și la un moment dat, jucând fotbal, mai ratezi, mai se întâmplă ceva, te enervezi mai și mai scapi o vorbă urâtă și unul și altul se mai uită la tine, mai ales colegii. Se uitau și nu ziceau nimic, dar parcă erau surprinși de ceea ce auzeau. După ce m-am întors la Dumnezeu, știam că, de exemplu, vine meciul sau trebuie să joc și îmi puneam în minte, Doamne ajută-mă să nu... Într-adevăr, este... Să nu ratez în vorbire. Da, să nu ratez în vorbire, exact. Într-adevăr, erau zile în care, da, trebuia să mă pocăiesc pentru că iar se întâmpla, dar a fost un proces în care conștientizam zi de zi că trebuie să mă schimb în felul de a aborda lucrurile și atitudinea mea să fie una demnă de un copil al lui Dumnezeu. Și au observat-o ceilalți? Au observat-o ceilalți pentru că au văzut că ratezi sau pierzi și nu mai zici nimic, pui cap în pământ. Da, și spui că o să fie bine data care vine. De dragul Domnului. Da. Ana, cum a fost? La mine, eu atunci aveam 12 ani, eram destul de mică și activitatea mea principală era învățatul și studiatul. Și ce pot să spun că îmi doream mai mult să cunosc din Dumnezeu, să cunosc despre Dumnezeu, cum pot să-L slujesc pe El. Înainte, știam că trebuie să faci anumite lucruri, dar atunci era un alt interes, un alt fel de... Și pe lângă asta, fiind sora cea mai mare și eu, cumva față de frații mei, eu încercam să fiu foarte responsabilă și uneori chiar dură. Și după ce a fost momentul în care m-am pocăit și m-am întors la Dumnezeu, mi-am dat seama că nu am o atitudine potrivită. Și uneori chiar exageram și atunci am învățat să îmi schimb atitudinea, să mă pocăiesc în ce greșeam
Și a fost un proces în care am crescut. Să nu mai fie a doua mamă, nu? Da. Ok, dragilor. Bun, pentru noi a fost așa foarte util să aflăm un pic despre începuturile voastre, atât în mod fizic cât și în viața spirituală. Cred că cei care ne urmăresc se întreabă cum ați ajuns să vă căsătoriți, cum ați ajuns să vă cunoașteți, și cred că în etapa aceasta a doua am vrea un pic să zăbovim pe acest aspect, cum ați luat decizia de a vă împrieteni, căsători, dacă puteți să ne povestiți câte ceva. Eu intrând la liceu în clasa 9, aveam liceu în oraș. Și, așa cum am spus mai devreme, jucând fotbal, eram, așa să zic, popular printre colegii mei, și colegii mei sau grupul meu de prieteni aveau o prietenă, mai multe prietene, că și le mai schimbau, și vedeau că la mine, tu ce faci? Nu apare și nimic. Că nu apare nimic, că uite, joci bine, ești comunicativ, ce se întâmplă? Și ne-am spus că încă nu e momentul, nu voiam să le spun prea multe lucruri pe tema asta, dar știu că în clasa nouă am pus înaintea Domnului lucrul acesta și am zis: Doamne, nu vreau să fac ceea ce fac prietenii mei, pentru că știu că este greșit. Vreau să, ca atunci când o să fie, să mi-o arăți tu și să știu sigur că ea este. Am pus înaintea Domnului așa. Nu m-am rugat constant pentru lucrul acesta, dar știu că am pus înaintea Domnului. Da, până la 23 de ani, să zic așa, nu am avut nicio prietenă, nici nu m-a interesat lucrul acesta. Am zis să termin liceul, să intru la facultate, să mă angajez. Dar Domnul a ascultat, să zic așa, rugăciunea, mi-a reamintit-o. Aveam în mine dorința de a mă căsători, dar nu așa de vreme. Pentru unii prieteni mi-au zis că e de vreme, 23 de ani, că te-ai căsătorit. Și la un moment dat am fost la un revelion, să zic așa, între prieteni, cu biserica din care facem parte. Și acolo, la un moment dat, mă dusesem, eram foarte încărcat emoțional cu multe, multe lucruri, strânsesem în mine foarte multe lucruri și așa, erau niște probleme în perioada aceea, și am pus la un moment dat, când să mă culc, când am ajuns la acel revelion, pentru că nu l-am făcut în București, l-am făcut în afara Bucureștiului, am pus înaintea Domnului: Doamne, pentru că nu o mai văzusem pe mama de mult, am zis: Doamne, te rog să mi-o arăți pe mama, să o mai văd și eu, că n-am mai văzut-o de mult. Și la un moment dat am adormit și am visat-o pe ea. Dar eu nu am interacționat cu ea niciodată. Adică pe Ana ai visat-o? Da, pe Ana. Da. Și mă trezesc dimineața, nu prea înțelegeam ce s-a întâmplat. Adică, Doamne, îți cer un lucru și... Ce-a schimbat mama în fizionomia? Da. Da. Într-adevăr, o observasem în autocar, dar nu era, să zic așa, că mă gândeam la ea sau... Dar am pus lucrul acesta în inima mea și mă gândeam la lucrul acesta. Acum să spună ea, pentru că eu când m-am trezit, plecasem din camera unde eram și m-am dus în living, pentru că în camera unde eram cu mai mulți băieți și sfărăiau și nu puteam să dorm de sfărăitul lor. M-am dus în living și a doua zi dimineața, deci când m-am trezit, ea era la o distanță, nu știu, de 10 metri, citea din scriptură. Adică după ce am visat-o, m-am trezit cu ea acolo. Și de acolo poate să povestească ea mai multe... Confirmă Ana sau nu ce-ai spus tu, nu? Da. Eu eram acolo pentru că obișnuiam ca dimineața să am timpul meu devoțional și să am un timp liniștit cu Domnul. Și în cameră nu puteam, că dormeau fetele, și afară nu puteam să ies, că era iarnă.
Și eu când am ieșit în living, l-am văzut pe Benny dormind acolo, dar am zis acum să mă întorc în cameră sau să rămân, erau niște mese la o oarecare distanță și am zis, bine, rămân aici, citesc, am timpul meu și apoi plec. Și între timp s-a trezit și Benny și așa m-a văzut atunci. Și atunci probabil a fost când m-a remarcat. Dar, da, când am remarcat-o după și după acel vis. Care am făcut și cunoștință și când ne-am întors în București, eu eram în aceeași grupă de slujire și așa am putut cumva să avem un context comun. Să mergem în slujire, să avem motive de rugăciune și așa am început să vorbim. Dar când v-ați decis să vă împrieteniți? După acea ieșire de Revelion sau mai târziu? Am mai trecut ceva săptămâni, să zic așa. Noi începusem să slujim, cum a spus și Ana, eram în aceeași grupă de slujire. Am început slujirea în misiunea pe care o aveam. Și în inima mea era, adică cumva înțelegeam că trebuie să vorbesc mai multe cu ea, pentru că aveam și lucruri comune. Am început să vorbim mai mult și pe tema asta, ce face ea, ce fac eu, cum vedem viața, și am văzut că ne potrivim ca și gândire. După aceea, în februarie, adică după o lună am abordat-o și și avea în minte și în inima ei că trebuie să ne întâlnim și să vorbim ce vrem mai exact să se întâmple cu, să zic așa, relația pe care o începusem mai întâi prin mesaje, după aceea la biserică. Și am scos un oraș, să zic așa, și mi-am spus intențiile, care sunt intențiile. I-am spus direct ce intenție ai. Nu i-am spus direct, am luat-o cumva, am început să vorbesc altceva, dar în mintea mea era, mă pregăteam să-i spun ceea ce trebuia să spun, adică pentru ce ne întâlnisem până la urmă. Da, a durat o oră până să-i spun, dar măcar mă bucur că am răbdare. Și Ana, t-ai bănuit ce vrea să spune sau nu știi? Nu prea bănuiam așa. Eu după acea întâlnire am ieșit în parc atunci. Mi-am spus că eu nu știu ce să-i răspund și i-am cerut un timp. Acel timp a fost mai bine de o lună. Și după care am discutat și cu prezbiterul de la noi, de la biserică, am avut cumva un timp să cer, adică să vorbesc cu cineva care îl cunoaște mai bine, pentru că nu ne cunoșteam de mult timp. Și am adus înaintea Domnului. Am și postit pentru aceasta. Am avut o perioadă de 3 zile de post în care am lăsat-o cumva pe ea să înțeleagă, să pună înaintea Domnului și să înțeleagă dacă e da, dacă e nu. Da. După eu, în dreptul meu, începusem să mă rog pentru o familie și aveam așa cumva anumite criterii pe care le puneam înaintea Domnului. Doamne, să fie așa, să fie așa. Adică cum să fie? Să fie credincios, să fie un om al rugăciunii, să fie harnic, să fie, să fie. Da. Și îmi făcusem o listă, dar după ce l-am întâlnit pe Benny și Se potriveau, însă după ce mi-a adus înainte intenția lui, eu mi-am dat seama că rugăciunea mea ar trebui să fie puțin diferită, să mă rog cum să fiu eu ajutorul potrivit pentru el, dacă Dumnezeu îngăduie și dacă Dumnezeu ne-a adus împreună să ne cunoaștem și așa, să pot să fiu eu un ajutor potrivit. Și după ce am început să-l mai cunosc pe Benny, în a-l cunoaște, mai ales când mergeam în slujire cu întreaga grupă. Acela a fost un
mijloc prin care cumva vedeam și cum slujește. Și... De la distanță. Da, da. Și atunci am înțeles că nu este la întâmplare. Asta e o rețetă bună și pentru tinerii care ne urmăresc, să implice în slujire, în lucrare și acolo în grupe mici să poată interacționa, să poată studia, să se studieze, să se analizeze. Cum ați înțeles clar că Dumnezeu a spus, v-ați rugat, ați postit și poate unii se confruntă cu dilema asta, cum pot să aflu că e voia lui Dumnezeu, el sau ea, sau că Dumnezeu mi-a dat-o pe el sau ea, sau mi-o va da? Cum a fost în cazul vostru? Cum ați primit certitudinea asta din partea Domnului? Înainte de a ține post și să îi dau timp să se gândească, mă rugam și ne rugam și la telefon sau și atunci când ne întâlneam, să înțelegem clar și cumva să avem o certitudine, Doamne, mergem înainte sau nu mergem. Eu, cel puțin, dreptul meu, mă rugam, citeam și înțelegeam, nu știu cum să explic, sunt lucruri așa... Aveai o liniște în privința... Da, aveam o liniște, ei? Pentru că înainte, adică în perioada adolescenței, da, ca băieți ne mai place, adică ne place de o fată, zicem că e frumoasă, dar de fiecare dată aveam... Alta. Da, da, exact. Și aveam cumva o rușine, în primul rând, și în al doilea rând, știam că nu e ea. Știam că nu e ea pentru că erau anumite criterii, să zic așa, pe care le pusesem înaintea Domnului și important e lumina să fie cu lumina și să nu te înjuci la un joc nepotrivit. În privința ei, a fost singura fată unde am avut liniște în inimă, în minte și știam că mă văd cu ea pentru tot restul vieții. Și atunci când i-am dat și timp de a ține post și să înțeleagă și aclară care este voia Domnului, eu știam că o să zică da. Eram atât de sigur că o să convins, zic. Da. Da, eram convins că o să zică da. Și pentru că de multe ori când să-i pun o întrebare sau să abordez o temă, îl întrebam pe Domnul, Doamne, abordez tema aceasta cu ea, nu abordez, îi spun asta, nu îi spun, ceea ce fac și acum, dar înainte vorbeam foarte mult cu Domnul și puneam întrebările acestea. Și Domnul spunea, da, vorbește asta, nu vorbi asta, sau încurajează-o în sensul acesta. Și Domnul, așa să zic, a deschis calea, să zic, mai mult spre ea și m-a făcut să o și iubesc din ce în ce mai mult. Acum, ca să înțelegi dacă ea este sau el, eu mai vorbesc cu prietenii mei și cu cei care mai sunt și din biserică. Important e să nu-ți faci un scop din a te căsători sau din a avea o prietenă ca au și alții. Eu nu am avut scopul acesta, am căutat cumva să mă implic în lucrarea Domnului și să îmi văd de ceea ce pot eu să fac, să mă dezvolt și profesional și personal, să zic așa. Și nu am făcut un scop din a căuta o fată sau o prietenă sau să mă căsătoresc. Atunci când faci un scop din lucrul acesta, de multe ori alegem noi în locul lui Dumnezeu și nu numai că alegem noi în locul lui Dumnezeu, dar și greșim. Și atunci te trezești că ai nu știu câți ani și vezi că ai vreo 4-5 fete, să zic așa, mă refer acum la băieți, sau chiar mai multe. Sau azi vorbesc cu cineva, a doua zi vorbesc cu altcineva. Important e să nu faci scop și să lași pe Domnul să lucreze la timpul potrivit de el. Pentru că, așa cum ți-am zis, nici eu nu mă așteptam să mă căsătoresc la 23. Eu îmi pusesem, să zic așa, 26, 27, dar am zis, Doamne, facă-se voia ta. Nu vreau să aleg eu când să fac pasul acesta. Și dacă ea spunea nu, cum interpretai? Că Dumnezeu te-a călăuzit greșit sau că ai înțeles tu greșit? Acum, o situație ipotetică. Acum,
după ce a spus da, m-am gândit ce ar fi fost dacă ar fi fost nu. Și domnul mi-a vorbit și mi-a zis, nu te mai gândi pe partea aceasta. Dacă eu ți-am dat liniște în inimă și te-am asigurat de lucrul acesta, tu mergi înainte. Din experiența pe care o am, am 24 de ani, dar domnul a lucrat foarte mult la viața mea și la inima mea și am multe experiențe cu el. Ori de câte ori am vrut să iau o decizie majoră, să zic așa, când nu aveam liniște sau când mă stresam eu sau când căutam eu, știam că nu e de la Domnul. E, când momentul în care puneam înaintea lui și aveam liniște și asigurare, da, acel lucru se întâmpla. De asta spun și atunci. I-am dat timp, dar știam că o să zică da. Mai spunea unul și altul, mai o să vezi că o să zică nu, că... Dar eu eram sigur, convins că o să zică da și că o să mergem mai departe și o să facem ceea ce Domnul mi-a zis să fac și ne-a zis să facem. Cum au venit confirmările, frații, familia, presbiterul din biserică, care au fost elementele care au cântărit cel mai greu în primirea călăuzirii lui Dumnezeu? Pentru mine a fost odată confirmarea părinților. Eu cu mama și cu tata avem o relație pe lângă de părinte-copil și de prieteni și când era un eveniment sau ceva important în viața mea, mereu le povesteam și le ceream sfatul și și aici m-au susținut și au venit cu cuvinte de încurajare, mi-a spus și la ce să am grijă și ce trebuie să fac. Și pe lângă asta și presbiterul de la noi din biserică, asta m-a ajutat. Au fost și voci care, din contră, au spus că nu, că găseau și lucruri care aparent în vederea oamenilor nu se potriveau la noi, dar eu aveam liniște din partea lui Dumnezeu și faptul că aveam confirmarea părinților, a fratelui presbiter, a fraților mei de sânge, asta a cântărit mult. Sunt convins. Acum sunteți căsătoriți. Cum e să fii căsătorit? Cum e viața de familie, așa, e adevărat, după o experiență scurtă. Dar care sunt așa impresiile voastre? Așa cum spun foarte multe familii la început, da, este viața de familie, vine și cu multe responsabilități. Este și frumoasă, adică altceva e viața în doi. Așa, de unul singur, nu știu, parcă, cel puțin la mine, eu fiind obișnuit cu atâția frați în jurul meu, când m-am mutat singur, să zic așa, de la părinți, parcă nu era împlinirea aceea, mai ales când ești cu cineva. Și în momentul acesta de față este, să zic, o binecuvântare, în primul rând, și în al doilea rând, mă bucur că Domnul mi-a dus pe cineva în viața mea care mă susține, mă încurajează și în viața de slujire, dar și în dezvoltarea profesională. Și da, este adevărat versetul care spune că femeia sau fata este un ajutor potrivit bărbatului. Și mă bucur că Ana este ajutorul meu potrivit. Și mai mult, spune că e un dar și mai zice în altă parte și un har de la Domnul. Așa este, amin. Așa este. Da, viața noastră, să zic așa, de multe ori este una spontană, adică se întâmplă foarte multe lucruri spontane între noi, adică azi, de exemplu, zic că o să mergem nu știu unde și, da, mergem, sau ea vine cu, nu știu, face ceva
de mâncare frumos, pe care nu știu, nu mă așteptam să facă. Mă așteptam să fac. E bine că le acceptați așa, spontaneități. Da, ne și place și, pentru că ne și provoacă cumva să, nu știu, să ne facem surprize unul altuia. Dar eu zic că domnul a lucrat frumos și lucrează frumos în viețile noastre, în viața noastră, și ne dorim să fim o mărturie, un exemplu pentru cei din jurul nostru și să vadă că se poate trăi o viață curată, liniștită. Da, mai vin și momente în care sunt divergențe, dar dacă iubești pe cineva, treci peste. Dragostea acoperă toate. Adică... Amin. Ana, cum faceți față divergențelor? Că a zis Beni, de conflicte, divergențe. În primul rând, discutăm. Aducem înainte. De ce am ajuns la asta? Poate că atunci, în momentul în care lucrurile sunt mai fierbinți, dar trebuie să se liniștească unul dintre noi. Adică ori cedează unul, ori celălalt, ori amândoi și apoi la rece începem să vedem ce nu am făcut bine sau ce am înțeles greșit sau de ce am ajuns să discutăm despre anumite lucruri. Și apoi cel mai important este să venim și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și ceea ce învățăm și am început să învățăm anul acesta de când suntem căsătoriți este faptul că viața de căsnicie este și o viață de a ne sfinți unul pe celălalt înaintea lui Dumnezeu și de a ne șlefui cumva, pentru că suntem diferiți, venim din medii diferite, știi? Dar lucrul acesta este frumos. Când vedem că trec zilele, trec lunile și vedem anumite lucruri care poate se schimbă, care, în care reacționăm diferit, în care ne cunoaștem mai bine unul pe celălalt. Așa e normal în cuplu ca și soțul și soția să cedeze și în anumite situații să fie dispus să schimbe, să îndrepte. Și e adevărat că acum suntem cu caractere, temperamente diferite, dar spun și psihologic că într-o experiență îndelungată în cuplu ajung cei doi să se completeze și atunci se cunosc așa de bine încât știu care, cum e mai potrivit în situația respectivă sau care ar trebui să cedeze mai ușor. Ce lecție ai învățat tu, Beni, din perioada aceasta? Păi, în divergențe, un lucru comun la noi doi este că avem caractere puternice, adică avem același caracter, nu prea renunțăm. Și atunci am învățat că, da, atunci când poate am dreptate, să mă retrag puțin și să o las să liniștească. Sau ea, de exemplu, să mă lase să mă liniștesc eu știind că ea are dreptate. Am învățat că pe lângă divergențele pe care le avem, important e să uiți. Adică eu, dacă mă întrebi a doua zi ce s-a întâmplat ieri, adică ce discuții am avut ieri, uit, doar dacă îmi vii cu mai multe detalii. Și se mai întâmplă câteodată și îmi spune, măi, Beni, uite, ies, și zic, nu știu despre ce e vorba. Și atunci își dă și ea seama că nu mai trebuie să insiste pe problemă și să trecem peste, să uităm ceea ce s-a întâmplat. Ăsta un aspect. Al doilea e să nu treacă ziua fără să rezolvi problema aceea. Pentru că dacă te culci și te trezești a doua zi tot frământat de ceea ce s-a întâmplat ieri, nu e o viață sănătoasă, să zic așa. Și lucrul pe care l-am învățat e cedează. Într-adevăr, în majoritatea cazurilor, recunosc, nu cedez. Dar învăț și vreau să mă prelucrez așa, să prelucreze Domnul caracterul și să las și de la mine, chiar dacă am dreptate într-o anumită privință.
când nu am dreptate, într-adevăr, și e aici, nu renunț, dar după aceea vin înaintea ei și spun, uite, iartă-mă, într-adevăr, așa este, hai să facem cum, cum spui. Dar îi mulțumim Domnului că nu e chiar așa de, nu știu, greu. Greu sau foarte mult, din nimicuri se întâmplă, dar și trec repede. Mă bucur că învățăm amândoi să, să nu treacă ziua și să rezolvăm. După ce rezolvăm, să ne luăm de mână frumos, să ieșim pe afară, să facem ceea ce... Da, așa e și bine. Și eu m-am căsătorit ca și voi, tot la 23 de ani. Și sfatul care l-am primit de la păstorul soției a fost acel cuvânt din Scriptură, să n-apună soarele peste mânia voastră. Acest principiu am încercat să-l aplicăm. E adevărat că au mai fost situații în care a trecut o noapte și fără a se rezolva situația, însă a doua zi am încercat să o remediem. Ce ați spune tinerilor care ne urmăresc, ce sfaturi le-ați da? În a se căsători sau în a nu se căsători? Observăm că sondajele în ultima vreme arată o creștere a vârstei în ce privește căsătoria, adică se amână foarte mult momentul acesta. Uneori e bine, uneori e rău și fiindcă voi v-ați căsătorit de foarte tineri, aș vrea așa, la cald, după e adevărat o experiență scurtă, să exprimați așa o opinie în direcția asta. E bine sau nu e bine să căsătorească de tine? Acum depinde de fiecare cum înțelege, dacă își dorește, atunci, dacă înțelegi că vine momentul să te căsătorești și înțelegi lucrul acela și din partea Domnului, este bine să faci pasul acesta. Având tot așa mai multe discuții și cu prieteni și cu cei din comunitate, se întâmplă ca să-ți dorești să te căsătorești doar ca să-ți împlinești anumite nevoi sau să scapi de anumite vicii sau patii. De multe ori spun lucrul acesta, soluția pentru păcat sau pentru vicii nu este în a te căsători. Primul pas pe care trebuie să-l faci este înfrânarea poftelor. Pentru că atunci, dacă tu alegi să te căsătorești doar ca să scapi de lucruri, crezând că scapi de lucruri păcătoase, nu este o soluție. Pentru că atunci am văzut foarte multe familii care au făcut lucrul acesta sau că s-au căsătorit pentru că au vrut să scape de viața păcătoasă, să zic așa. Și au intrat și cu bagaje din astea, da, nelegiuite în familie și... Exact. Și atunci nu... Adică vedem destrămări, divorțuri... Atunci când nu este de la Dumnezeu și alegem noi, crezând că putem rezolva păcatul din viața noastră, nu. De asta spun, e înfrânarea poftelor. După aceea, dacă știi să faci lucrul acesta, Domnul poate lucra în așa fel încât să te și căsătorești. Pentru cei care, să zic așa, dacă e bine să te căsătorești sau nu e bine. E o decizie personală. Da, este o decizie personală. Așa cum am mai spus, nu trebuie făcut scop din lucrul acesta, pentru că am văzut foarte mulți supărați pe Dumnezeu că, Doamne, am ajuns la o vârstă și Tu ce faci? Lasă că încep eu să cauci. Când încep să cauți Tu, nu prea este în regulă și de multe ori dai greș. Un sfat e acela de a lăsa pe Domnul să lucreze în viața ta. Într-adevăr, poate ai dorința de a te căsători, dar dacă ajungi la o anumită vârstă și vezi că încă nu s-a întâmplat, important e să spui întrebarea, Doamne, ce vrei să fac eu pentru Tine? Adică ajută-mă să înțeleg mai mult lucrarea Ta, misiunea pe care o am pe acest pământ pentru Tine
și știu că lucrul acesta îl vei pregăti tu când îl vei pregăti. Dacă nu îl vei pregăti, atunci eu vreau să mă pun până la sfârșitul vieții mele în slujba, în slujba ta. E ușor de zis, că eu m-am căsătorit acum, e ușor de zis lucrul acesta, dar până la 23 de ani vă spun că și eu mă gândeam ce-ar fi dacă nu m-aș căsători, dacă Domnul n-ar îngădui să mă căsătoresc. Atunci am înțeles că lucrarea Domnului este mare, este importantă. Da. Asta, da. Da. Ana, ce priorități de familie v-a stabilit? Biblia zice că un an de zile sunt degrevați cei căsătoriți de la slăjire, de la lucrări. Da, la noi nu a prea fost așa, dar Dumnezeu are un timp pentru toate. Și, în primul rând, o prioritate este să fim unul în slujba celuilalt, unul față de celălalt și împreună în slujba lui Dumnezeu. Și o altă prioritate, după cum am și încercat, de fapt nu am încercat, am înțeles și în acest prim an, să fim în lucrarea lui Dumnezeu și să fim mereu la dispoziția sa. Fie în misiune, fie în lucrarea de predicare, Beni, fie în a fi primitor de oaspeți, să fim mereu la dispoziția lui Dumnezeu pentru orice lucrare bună. Doamne ajută! Acum suntem oricum pe finalul emisiunii, însă n-aș rata momentul să vă întreb ce vă dă energie, pasiune, că văd așa o pasiune în ce privește slujirea, lucrarea pe care voi o faceți și vă propune să o faceți pentru Domnul. Care e sursa, motivația, energiei pentru lucrare? Motivația familiei noastre este că prin implicarea în slujba Domnului putem să lărgim împărăția Lui. Atât cât, să zic, ne este pătrățica, că nu putem să ne extindem foarte multe locuri sau lucruri. Pe de altă parte este și lucrul acesta că atunci când înțelegi cât a făcut Domnul Iisus pentru tine și cât a suferit și cât a sacrificat de s-a coborât din cerul Său cel Sfânt și a venit pe pământul acesta pentru fiecare dintre noi, îmi dă motivație și ne dă energia în dacă Domnul Iisus a făcut lucrul acesta pentru noi și noi suntem datori, să zic așa, în a sluji cu toată inima, cu toată pasiunea, cu toată mintea noastră, chiar și cu buzunarele noastre, că de multe ori în lumea aceasta suntem doar pentru noi, de exemplu, ok, ne căsătorim și hai să mergem noi. Nu e rău să mergi într-o vacanță, nu e rău să te destinzi puțin, nu e rău să te relaxezi, dar atunci când doar aceste lucruri sunt prioritare, să zic, în familia ta și buzunarul e doar pentru tine, nu știu cât de, adică nu știu cât de credincioși am fi și simt că Domnul prin tinerii din ziua de astăzi poate lucra foarte mult și în biserică și în societate atunci când te lași la dispoziția Lui. Pentru că trăim într-o societate deja care îl dă pe Dumnezeu la o parte, trăim într-o societate în care tinerii de la vârste foarte fragede își încep, de exemplu, viața sexuală sau fac tot felul de lucruri care nu-i fac cinste lui Dumnezeu, chiar și dintre cei credincioși, din păcate. Și motivația e, gândește-te foarte mult la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine, la ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru tine și la ceea ce ți-a oferit în dar. Și atunci inima ta, să zic așa, poate fi una energică, poate fi una care să îți slujească oriunde, oricând, numai să fii pregătit pentru El.
Nouă, cel puțin, nouă, ne și place lucrul acesta. Adică să știm că îl slujim pe Dumnezeu. De multe ori au fost momente la locurile de muncă pe care le aveam în care poate nu mă duceam cu plăcere, că e patronul nu știu cum. Dar când știu că mă duc în slujba Domnului și Domnul e atât de bun cu mine și ne-a binecuvântat atât Domnul, de mult. Da, lucrez ca pentru Domnul. Atât în misiune, dar e bine să lucrăm ca pentru Domnul și acolo unde El ne-a pus. Chit că patronul e într-un fel sau altul sau colegii. Dar zic așa, când știu că susținătorul și cel care mă îndrumă este Domnul, de ce să nu fac lucrarea Lui? Este nevoie atât de mare în câmpul Evangheliei de tineri care să se poată pune în slujba Lui, să fie motivați, să motiveze și pe alții. Este nevoie. Ne-a acaparat așa de mult gadgeturile, ne-a acaparat atât de mult viața asta de stat în casă, să zic așa. Și online. Și online. Și lumea aceasta cu tot felul de lucruri care până la urmă duc la păcat și slujba Domnului sau lucrarea Domnului e pusă deoparte. Sau dacă ne implicăm, ne implicăm doar pentru o perioadă, dar nu e... Trebuie să fie și o consecință în lucrul acesta. Eu sper ca modelul vostru să fie preluat de mult mai mulți din cei care ne urmăresc. Și în ce privește familia, dar și ce privește slujirea. Îmi pare rău că nu mai avem așa timp să insistăm un pic pe partea de slujire. V-aș ruga pe final un gând, o concluzie, un verset care ați vrea să transmiteți celor de acasă. Este un verset în Coloseni, în capitolul 3, dacă nu mă înșel, care spune tot ceea ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Asta, să zic așa, este și deviza familiei noastre, tot ceea ce facem, să facem ca pentru Domnul. Amin. Atât în familie, cât și în biserică, cât și la locurile noastre de muncă. Atunci când faci totul ca pentru El, nu există să nu ai binecuvântare, nu există să nu ai rod în lucrarea pe care o faci pentru El. Și să știi că funcționează. De multe ori s-a întâmplat să facem că vrem noi sau că așa considerăm și nu a mers. Dar atunci când faci cum dorește El și faci ca pentru El lucrarea și răstignești, să zic așa, eul tău și slava Lui se arată în familie, prin fiecare dintre noi, ai spor, ai binecuvântare. Ana, un gând final? Eu, venind cumva așa în completarea lui Beni, este un verset în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14, care spune tot ceea ce face să fie făcut în dragoste. Și cumva asta ne și motivează și ne și încurajează în același timp în lucrare și în viața de familie. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră. Vă dorim mulți ani binecuvântați de Domnul împreună și lucrând și slujind pentru Domnul și frățietatea, comunitatea. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Viața în Obiectiv. Am avut alături de noi familia Roșca, Beni și Ana. Am aflat câteva crâmpeie prin acordul lor despre viața lor de dinainte de a fi căsătoriți, apoi cum Domnul i-a dus împreună. Ne dorim ca să pregătim și alte materiale, rugați-vă pentru proiectul acesta și vrem ca în toate binecuvântarea Domnului să ne însoțească. Până data viitoare, fiți binecuvântați de Domnul!